Suntem la Iasnaia Paleană. Deci, cred că vă dați seama, o să facem o surpriză spectaculoasă astăzi. Îi felicităm pe domnii Silvia și Vladimir cu zilele dumnealor de naștere. La mulți ani! Doare timpul ca nebunul, precum păsările în zbor. Tot mai mult de-a mei de acasă, tot mai mult mi-i dor. Soarta și-are a ei roată, ea ne poartă pe a ei drum. Dar de mama și de tată nu uităm nicicum. Mamă, tată, bunii mei părinți, bună seara! Bună seara, stimați gospodari, bine v-am găsit acasă, așa frumoși, voioși. Să știți că am venit cu voie bună la dumneavoastră. Știm că nu doriți oaspeți nepoftiți, noi totuși am venit. Am venit cu voie bună și însoțit de scopul de a vă face această seară mai frumoasă, mai luminoasă. Fie ca această zi să devină o amintire plăcută pentru toți cei prezenți la sărbătoare, dar îndeoseb pentru gazdele acestei gospodării, pentru domnii Vladimir și Silvia, pe care îi invit alături de mine, cum în aplauzele celor prezenți. Aplauze tare, 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 tare. Vă mulțumim frumos. Domnilor, permiteți-mi, vă rog, să mă prezint. Eu mă numesc Iulian, iar dumneavoastră, doi oameni gospodari, darnici, buni la inimă, care acum sunt un pic nedumeriți. Observ nedumerire pe fețele dumneavoastră, dar imediat vă explicăm situația. Poate vă dați următoarea întrebare. Ce caută acest băiat la noi în casă cu atâtea cadouri în mână? Băiețoi. Ei bine, să știți că în spatele acestor cadouri stau câteva persoane importante în sufletul dumneavoastră. Persoane care vă iubesc. Vă apreciază felul dumneavoastră de a fi și vă sărută așa de îndepărtare, virtual. Și vă îmbrățișează strâns, strâns, strâns de tot. Aveți ceva presupuneri? Da? Nu? Da. Alesia Victor, Luminița Victor. Așa, bine aveți presupuneri, păstrați-le, prelucrați-le și ne dați răspunsul la sfârșit. Dar noi o să trecem la primul cadou din această seară și anume la un tort personalizat pe care dorim să-l înmânăm spunând următoarele lucruri. Noi vă dorim la mulți ani sănătoși, frumoși, doamnă Silvia, căci știm că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și anume ați pășit pe treapta a... 45, ați trăit foarte mulți ani, mulți ani frumoși. Vă dorim ca anii care vor veni să nu fie mai urâți, să fie plini de realizări frumoase și de oameni dragi. La multă fericire, la multă bunătate, la multă armonie, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani și la multă plăcere din partea celor dragi. Așa că astăzi, sub forma de plăcere, vine la dumneavoastră în dar, acest tort personalizat, inscripționat într-un mod frumos. Citiți, vă rog. Pentru? Pentru cei mai buni părinți. Pentru cei mai buni părinți. La mulți ani, la multă sănătate. Și aplauze pentru cei mai buni părinți. Bravo! Mai tare, spate, mai tare, mai tare. Bravo! Suntem toți la Iasnaia Paleană. Mulțumim, mulțumim frumos. De la doamna Silvia o să trecem frumușel la domnul Vladimir, la stăpânul casei. Știm că o săptămână în urmă ați fost și dumneavoastră sărbătorit? Da. Ați împlinit vârsta de? 52 de ani. Ați pășit pe 52-a treaptă. Iar noi vă dorim ca următoarele trepte să fie călcate cu demnitate, cu respect și cu multă, multă sănătate. Sănătate să fie alături de dumneavoastră până la restul vieții. Iată că acest coniac cu porție de sănătate vine către dumneavoastră. O să discutați cu el mai târziu, alături de oaspeții dumneavoastră, alături de familia aceasta frumoasă. Trecem la doamna Silvia, revenim la dumneavoastră. Să știți că florile dragostei sunt trandafiri. Așa că copiii dumneavoastră, cei care se ascund în spatele acestui gest, v-au pregătit 15 trandafiri frumoși, olandezi, presărați cu dragoste, respect și afecțiune chiar de ei. Poftim! Este motiv de sărbătoare, este un motiv demn de a desface o șampanie, o șampanie cu un gust delicat, fiind pentru familia dumneavoastră, pentru familia Iurașcă, da? Da, Iurașcă. Da, bravo! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.
Jos amarul, sus paharul. Noi vă dorim un ocean de succes, un munte de prieteni, de bani și, sincer, la mulți ani. Fie ca zilele să vă pregătească motive de a zâmbi. Ia zâmbiți, amin. Arătați mai bine. Mai să, tine, vede, da? Să vă vedem așa în fiecare zi. Așa. Mai tine și mai frumos. Fie ca următorii ani să vă pregătească motive pentru a vă simți bine. Doamne, să vină cât mai curând acasă, cu plașa dumneavoastră, că știm că inimioara bate de dor și îi așteptați cu nerăbdare să îi îmbrățișați. Numai decât. Iată că din partea lor avem și un mesaj de felicitare, pe care urmează să-l citim. Atenție la lacrimi, e cam emoționant. Dragi, scumpii și iubiții noștri părinți, în aceste clipe frumoase din viața voastră, ne pare enorm de rău că nu vă putem fi alături. Dar noi nu ne întristăm, pentru că suntem cu gândul și inima mereu aproape. Așteptăm cu nerăbdare să vină ziua aceea când o să ne fiți alături zi de zi. Dragă tată, acum o săptămână ai sărbătorit frumoasa ta aniversare. Noi din tot sufletul îți dorim multă, multă, multă sănătate, multe bucurii și să ai parte numai de realizări frumoase. Iar norocul să-ți fie mereu alături. Scumpă mamă, astăzi este sărbătoarea ta. Noi te felicităm. Îți dorim tot binele din lume, să zâmbești mereu, să fii sănătoasă și, cel mai important, fericită. Îți dorim să rămâi la fel de frumoasă, tânără, veselă și activă. Dragii noștri, voi ne-ați luminat viața și ne-ați arătat drumul cel bun. Vă mulțumim din suflet pentru sfaturile bune și pentru dragostea pe care ne oferiți în continuare. Un gând frumos și un sfat bun întotdeauna am găsit la voi. Sunteți cei mai minunați părinți din lume. Vă iubim enorm și vă îmbrățișăm cu drag. La mulți, mulți ani, cu multă stimă și respect, fericirile, fiicele dumneavoastră, Olesia și Luminița. Și ginerii, Victor și Victor. Doi de ani, Victor și Maximilian. Un nepoțean. Mulțumim frumos! Dacă avem doi de mulți ani, fericire, numai bine și dumneavoastră tot sănătate, să ajungeți la câți ani aveți acum? Eu? Da. 67. Măcar la 80. Măcar la 80. Dacă îi ajunge și încă la un an. Sunteți cam pesimistă. Nu, știți. Noi revenim la dumneavoastră. Vă felicităm încă o dată. Sunteți o familie frumoasă, un cuplu extraordinar. Sperăm că surpriza noastră a fost binevenită și mare la dispoziția. V-a luat prin surprindere totuși. Ați știut? Ați avut vreun indiciu? Nimic. Asta este. Noi așteptăm pe alții oaspeți. Noi toți suntem oaspeți nepoftiți, dar nu, la urmă ne-am făcut treaba. Nu am venit cu melegoală, am venit cu cadouri frumos. Iar acum, din partea dumneavoastră, mai avem nevoie de ceva. Din mesaj de mulțumire pentru copilași. Adică le spun o mare mulțumesc. Îți departe, ne dor de ei, de tăți. De tăți cinci. Cam doi gineri și două fiici. Dar nu, nici gineri, dar nici fiici. Toți la mei. Și să le spun, să le dea Dumnezeu sănătate mare. Să și înșăr împreună, și vesel înșăr, cum să iei acum. Să aibă grijă unul de altul, să nu se despărțească niciodată. Și mulțumesc pentru surpriză. Bravo! Plăcerea a fost de partea noastră. Bravo! Și eu vă doresc, copii, multă fericire, casă de piatră, sănătate, copii frumoși, nepoței pentru bunelul și bunica. Și vă mulțumim frumos, mai mica și tătico, numai bine, foarte frumos. Bravo, din iubirea dumneavoastră au izvorât două fiice. Da. Așa că dacă vă iubiți, amar! 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 Mamă, tată, bunii mei părinți, mi-ați dat suflet, mi-ați dat viața, sunteți ai mei sfinți. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.